Informație de ultim moment. Directorul APPS Gabriel Surdu a fost reținut de procurorii DNA. Vă reamintesc că acesta a fost adus la audieri astăzi. Au fost percheziții la APPS în capitală, dar și la sediul din Prahova. Cu detalii despre acest subiect vine colega mea, Gabriela Mihai. Gabriela, bun găsit. Care sunt acuzațiile ce îi sunt aduse lui Surdu? Bună seara, Gabriel Surdu este acuzat de cumpărare de influență. Acesta, iată că a fost adus în urmă cu câteva ore aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție. A fost audiat de către procurorii anticorupție după ce întreaga zi au fost percheziții la sediul RAPPS. Iată că în cele din urmă a fost reținut. Urmează să fie luat de aici și dus în sediul arestului central, iar mâine va fi dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Cel mai probabil, iată că dintr-un moment într-altul, Gabriel Surdu urmează să iasă de aici și să fie dus la arestul central. Așa cum spuneam, a fost reținut pentru cumpărare de influență, practic în vara anului 2013. Gabriel Surdu, iar fi cerut actualului președinte suspendat al Consiliului Județean Buzău să intervină pe lângă un primar din județul Buzău, primarul comunei Ghergheasa, pentru a câștiga un contract de lucrări. Vorbim despre modernizarea rețelei de apă din Ghergheasa și iată că vorbim despre un contract de 11 milioane de euro. În schimb, președintele Consiliului Județean ar fi obținut un procent de 8% din valoarea întregului contract. Gabriela, mulțumesc pentru detaliile oferite. Așadar, Gabriel Surdu, directorul RAPPS, a fost reținut de procurorii DNA. Acesta a fost adus la audieri în această după-amiază. Nu a vrut să facă declarații în fața presei în momentul în care a ajuns la sediul Direcției Naționale Anticorupție. În acest moment, acuzațiile sunt de cumpărare de influență. Discutăm despre acest subiect cu Liliana Năstase, senior editor pe 1 TV. Lili, bun găsit! Bun găsit! Mă gândesc acum, dacă domnul Surdu este reținut, probabil va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă, va fi numit altcineva la RAPPS, nu? Cu siguranță că va fi propus pentru arestare preventivă, odată cu declanșarea acțiunii penale și punerea în mișcare a unei măsuri preventive, chiar și reținerea. Domnul Surdu este automat suspendat din funcție, urmând ca prerogativele RAPPS-ului să le ia vicepreședintele, adjunctul mai exact al domnului Surdu, până la o nouă numire în cazul în care ea se și poate face, pentru că din punct de vedere legal Gabriel Surdu este prezumtiv nevinovat și până la o decizie definitivă și irrevocabilă a instanței de judecată nu poate fi înlocuit din funcție, decât evident dacă dumnealui alege să-și dea demisia din această funcție, cum de altfel s-a întâmplat și în alte cazuri când șefi de instituții au fost reținuți și arestați preventiv. În acest caz apare și numele lui Cristinel Băgiu. Să înțelegem ce... Înțeleg că este denunțător. Da, să înțelegem Băgiu. Că domnul Băgiu le-a spus procurorilor cam tot ce știa. Să vedem. Dacă a spus deocamdată tot ce știa, înțeleg că într-adevăr este denunțător în acest caz, însă să nu uităm că și Gabriel Surdu este șef la RAPPS din 2006, instituție care nu de puține ori a fost implicată în foarte multe scandaluri de răsunet privind casele obținute de, nu numai de demnitar, pentru că ei aveau dreptul pe timpul mandatului, dar casele RAPPS care au fost închiriate pe sume de 2 lei și ulterior multe au intrat în proprietatea unor persoane care nu erau deloc avizate pentru a avea astfel de proprietăți. Mulțumesc, Lili, și să nu uităm în același timp că s-a vorbit destul de mult despre ceea ce se întâmplă pe la RAPPS, inclusiv colegul Silviu Mănăsire la dosar de politician în urmă cu ceva timp, foarte puțin timp de altfel, semnala câteva nereguli de acolo. Să vedem filmul evenimentelor de astăzi în cazul lui Gabriel Surdu. Mă e teamă că veți fi reținut. Câte afaceri ați făcut? Vă rugăm mult. Ce credeți că veți fi reținut? Faceți loc, vă rugăm. Sunt singurele acuzații pe care vi le pot aduce procurorii anticorupție? Faceți-ne loc, vă rugăm mult.